Lucrările pregătitoare pentru construirea Spitalului Regional de Urgență IEC sunt pe punctul de a începe, iar primăria are în plan să amenajeze un drum provizor de acces pentru autocamioane care să facă legătura cu bulevardul Cearosetim. Potrivit unui certificat de urbanism eliberat de municipalitate, cala de acces va intersecta în Spitalului Regional de Urgență pe latura nord nordvestică. Primăria ia în calcul ca unele sectoare din acest drum să devină permanente odată ce lucrările la spital vor fi finalizate.